Da, bună seara. Bună seara din nou la Oglinzi Paralele. Vedeți sus acolo pe Ars Poetica, ceea ce înseamnă că vom face o oră mai specială. Sigur, asta nu înainte de a vă spune că am parcurs o săptămână politică cât se poate de nebună, nebună de tot. Am avut și moțiune, a căzut, în fine. Am avut declarații astăzi, atât de la Ioan Oltean, cât și de la Ioan Țintean. Am văzut că și Radu Moldovan a ieșit cu piatra, a dat cu piatra, ca să spun așa, în Botiș, Bârciu și Ioan Oltean. Iar Ioan Oltean ne-a replicat să ridice piatra dacă se simte atât de vrednic. Vrednic, nevrednic, declarația lui Ioan Oltean din această seară pe Antena 3. Dacă după luna decembrie 2010 pensiile nu revin la sumele de la care au fost diminuate, aș putea vota pentru un nou muzeu de cenzură. Și a spus mai multe în direct. A fost la Antena 3 la Dana Grecu, cred că. Și voi trece peste acest, că vine timpul acestor declarații, nu a doua, când invitat este deputatul Ioan Oltean. E, acum, hai să vă spun despre ce e vorba. Ioan Țintean, da, nu Ioan Oltean. Mi-a stătea capul la Ioan Oltean. A, poate vine și domnul Ioan Oltean, așa, cine știe, e codiță. O, nu se știe ca pământul, cum bate vântul, știi cum bate vântul. Dinspre nord, înspre sud, de obicei. Ars Poetica, da? Doi poeți și un traducător, sau doi poeți și doi traducători în doi oameni. Un bun prieten de-al meu și o doamnă. Și am să cer voie să o prezint întâi pe doamnă, Veronica Știrsă Română. Poetă și traducătoare, ce este interesant la Veronica Știrsă, nu cred că știți, dar vă spun eu, este aprehensiunea spre filozofie, spre Jean-Paul Sartre. Și a și tradus. Existențialismul este un umanism. Dar și spre filozofia lui Karl Jaspers. Cine e Karl Jaspers? Avem și text. Introducerea în filozofie. Scrie și poezie. Absolut originală, vă spun eu, pentru că volumul ei de poezie se cheamă Clar de Caprifoi și am să o rog să-mi traducă puțin, la care mai adaug două premii naționale pentru activitatea de traducător. Să rămână încă o dată, Veronica Știrsă. Bună seara, bine v-am găsit, scam răgușită. Nu are nimic, ca poezia vorbește și traducerile pentru tine. Și bineînțeles, prietenul meu de-ale scrisului Victor Știr, servus Victor și bine Servus, revenit, bine ne Alin, vedem. bine găsim și sunt foarte Victor onorat să fiu aici. Știr, dincolo de ceea ce scrie în Mesagerul, o să vă spun care a scris până acum una, două, trei, patru, cinci cărți de poezie, așa, le spun rapid. Cavalerul Norilor, Adulter cu moartea, După trecerea stelei, Cinetica iluziei, Alcool și sânge. A scris și proză, ceea ce mă enervează teribil pe mine. Clepsida lui Cela, asta i-am spus eu, cred, ceva cu Nicolae Breban. Și acum să dăm drumul și la traduceri, ca să știți exact ceea ce se va întâmpla în această emisiune. E o emisiune mai pretențioasă puțin și, dar asta este. Traduceri Drumul Cruciilor, Chemin de la Croix, Paul Claudel, Poeme incandescente, Antologia Scritori din Kansai, Focul de artificii ale poeziei, traducere din limba franceză împreună cu Veronica Știr, Poezia alese, Jorge Luis Borges, Frumoasa zi de 27 septembrie, Thomas Brash, Haikuri, Matsuno Basho, multe, multe. Așadar, revin la Veronica și vreau să o întreb, te rog frumos, spune-mi cum e cu Clarul de Caprifoi. Deci să începem cu poezia. Eu mă Da. gândeam acum la Sartre și Păi o să începem și poți să vorbiți și de Sartre. Clarul de Caprifoi este un titlu ales, așa a venit o idee. Îmi place foarte mult toamna, când de multe ori Caprifoiul înflorește a doua oară. Îmi plac crizantemele și având mai multe poeme legate de aceste aspecte, am zis ce ar fi să fie clar de caprifoi. Nu clar de lună, nu clar de altceva, clar de caprifoi. Ai cumva Da. și cartea, da? E un caprifoi frumos aici pe copertă. Dacă te rog David să-mi... Dorian a făcut. Da? Da. David e mare. E mare. Bună seara, maestre!
salutăm și pe David cu ocazia asta și până vedem asta. Dar spune-mi, te rog, Veronica, ciudat, mi se pare ciudat așa și de obicei tu știu că scrii ciudat. Ce e aici? Adică de unde îți vin lucrurile astea? E după mine. Sufletul, poezie, metafora. Așa cum sufletul, limbie, verbul, sufletul, poezie, metafora. Asta nu spun ca să mă laud, dar așa scriu eu de când mă știu. Am debutat în Scântia Pionierului la 12 ani și era tot o poezie despre natură cu, bineînțeles, influențe minesciene și tot cu natura în centrul atenției și multă, multă metaforă, esențializare, concentrare. Chiar a doua parte a acestei cărți sunt așa niște, un fel de haicuri europene, un fel de haicuri românești, ceva ce mie îmi place mult, esențializare, ca niște blițuri, așa surprinse, niște aspecte, în primul rând din natură și din ce te înconjoară. Te uiți la ceva și dintr-o dată, pac, s-a declanșat. Există un secret al tău, să spun, nu. Deci de la 12 ani scrii? Atunci am debutat în Scântia Pionierului. Deci scrii mai devreme, probabil. Versificam foarte ușor, da. Dar nu, puține am cu rimă, totuși. Versificam ușor și dacă m-a întrebat cineva ce te faci când ești mare, spuneam poet. Predispoziție, o sensibilitate aparte, care nu se mai poartă acum. Se poartă. Sunt copii foarte buni care scriu poezii. Vorbeam de a avea tupeu și a fi foarte sensibil. Trebuie, din păcate, prea mult tupeu, prea puțină sensibilitate. Totuși, poezia încă există, ea va exista cât va fi sigur, acest pământ, nu? Sigur. Indiferent de cât se plătește, pentru că mai cam toți poeții au plătit foarte mult, să spun așa, acest har dat de Dumnezeu, că la Victor îi place chestia asta cu harul. Bun. Dacă te rog să ne citești de acolo ce ți se pare mai, eu știu, mai important, așa. Toate mi-s dragi. Da, vă rog. Când traduc, zic că eu asist la nașterea copilului, sunt o moașă, pe când aici e copilul meu. Da, da, așa e. Și, Luceafărului. A căzut o frunză ruginie, otrăvită de melancolie.